Salut, Pera sunt. Um, vorbesc ca și om care a fost în ambele extreme uh, și le-am trăit foarte intens. Și anume, o stare de oboseală cronică completă, o stare de demotivare completă, o stare în care nu mai îmi doream să fac absolut nimic, nici să muncesc, nici să dau socoteală cuiva pentru ceva, nici să, -am, să nu voiam să am nicio responsabilitate, voiam să doar să fiu lăsat în pace. Asta era starea mea de depresie profundă. Și o explicăm imediat. Pe de altă cealaltă, pe, pe cealaltă parte, Inclusiv acum mă consider și simt că sunt într-o perioadă foarte bună energetic, cu optimism, speranță, motivație, productivitate, randament. Îmi place să îmi propun lucruri și să le fac. Observ că, în general, oamenii se află între aceste două extreme. Da? Și acum că le-am trăit pe ambele în ultimii ani de zile, um, pot să-ți spun următoarele lucruri. Vine un moment în viața noastră, fiecăruia, când ne deprimăm chiar destul de tare. În sensul culmea cool, cool, Jim Carrey, actor de comedie, definește, are o definiție bună a depresiei și anume, uh, ai obosit să joci un rol. Dar deci depresia are un mesaj acum, uh, de, nu vorbim de depresie clinică, există ceea ce numim depresie existențială, adică în care ai tu niște procese interioare puternice, niște gânduri, niște stări, nu prea îți mai se place ce faci, nu mai vezi scopul la ceea ce faci și sensul și atunci ești foarte demotivat, nu ai chef, ești în burnout, ești obosit. E un loc în care e important să fii și să te pui întrebări și să zici ok, cum am ajuns aici, ce anume nu mai îmi place, ce aș vrea să schimb, cum vreau să fie viața mea, deci cumva să te reinventezi. Și în acel moment ai nevoie de răbdare cu tine, de blândețe, ai nevoie să îți oferi timp ție, acea grijă de sine, să faci lucrurile mici care contează, nu să ai grijă de corpul tău fizic, să faci un pic de mișcare, să fii atent la ce mănânci, poate să dormi mai mult, să citești ce-ți place, să-ți oferi mai mult timp cu răbdare ție, da? De atunci o să fie presiunea din exterior, dar și din interiorul tău, vinovăția nu faci destul, ești leneș, nu? nu ești productiv, ce se întâmplă? În acele momente va trebui să înveți să gestionezi mai ales vocea ta interioară, criticul interior și vinovăția, pentru că noi, tu, tu de fapt, nu și eu, și noi punem presiunea cea mai mare pe noi, în general. Ne simțim foarte vinovați când nu facem lucruri multe, bune, productive. Deci acolo, în acel moment de depresie, cel mai important lucru va trebui să înveți să-ți tu grijă ție, dar în, în principal de punct de vedere psihic. Și anume, și îți spun că e foarte ok, să fii blând cu tine, să ai răbdare cu tine, să-ți oferi timpul de care e nevoie, indiferent ce spun ceilalți sau chiar această voce interioară. Meriți să fii bine, meriți să fii odihnit, meriți să fii aliniat cu valorile tale, cu ce simți că e important pentru tine. Da, deci acolo merită să faci spațiu, să ai răbdare, o să faci mai puțin bani, probabil că nu o să mai fie angajată în atâtea proiecte, chestii, și e ok, renunță, te învață să renunți la niște lucruri. Asta e foarte important în etapa asta. Dar nu vei rămâne veșnic acolo. 100% garantat. Nu vei rămâne veșnic acolo. La un moment dat, dacă tu faci lucrurile bine și îți oferi spațiul ăsta, încet, încet, natural, din tine încep să apară lucruri. Și așa mi s-a întâmplat și mie. Începe să-ți vină cheful, începe să-ți vină speranța, începe să vezi, să faci legături, să zici, ok, parcă începe să se nască un nou sens, o nouă direcție, un nou scop în viața mea. Și atunci încep să mergi pe partea cealaltă, pe cealaltă extremă, încep să vrei să faci mai multe treburi, că vine din tine de data asta. Vrei să fii mai productiv, vrei mai multe rezultate, vrei mai multe realizări materiale, profesionale și de care vrei tu. Vrei tu să te vii mai bun, vrei să îți dorești să începi să te antrenezi mai mult, fizic, psihic și sufletește. Prin tot felul de lucruri, nu? Ținând post, mergând la sală, mâncând sănătos, alergând un maraton, uh, mergând în tabere vipasana în care nu vorbești 10 zile, tot felul de încep, încep să-ți placă provocările din nou, încep să-ți dorești tu să ieși mai mult din afara zonei de confort, vine natural din tine și apoi ajungi în extrema asta la altă, în care Reieși să te pierzi pe tine din nou, în sensul că prin sănătatea activități, performanță și afaceri, din nou, ce se întâmplă în depresie? Erai, erai obligat să te conectezi cu tine, cu trăirile tale interioare. Ce se întâmplă în extrem aceasta, productivității și a realizărilor și a rezultatelor? Faci multe chestii, ești foarte bun în ce faci, dar din nou uiți poate să te mai actualizezi pe tine în interior. Și atunci încep să te duce înapoi, iar, iar, iar sunt procese personale, iar, iar și în întrebări existențiale și așa mai departe. Deci cumva fiecare dintre noi se află între aceste două extreme undeva. Și uneori chiar suntem în extreme. E important să înțelegem rolul și rostul. Deci când ești pe val, când simți că ești productiv, și că ai rezultate, nu te opri. Dă-i tare, stoarce maxim. Că apoi când o să fii în depresie, o să aduci aminte cu plăcere de momentele tale și o să te gândești, poate pot din nou să fiu ce am fost odată sau chiar mai mult. Dar în acele momente de depresie ai nevoie de odihnă, ai nevoie să-ți rezolvi procesele personale, conflictele interioare, și mai departe. Dar, vezi, pe niciuna dintre aceste extreme nu este rea. Ele sunt două extreme ale vieții și noi e important să învățăm să navigăm prin perioadele acestea. Dacă știi înțelesul, când vine din nou starea aia de lene, de motivare, de primare, vei ști să-ți acorzi timp, vei ști să-ți să pui pauză, să pui stop la unele lucruri și fără să te simți vinovat. Și când ești foarte productiv, vei ști să apeși accelerația, să storci maxim, că acum ai energie, totul e alineat și ești pe val. Și ambele sunt bune, cât timp le știi rostul, sensul și înțelesul. Deci, indiferent pe ce spectru ești, te rog scrie un e-mail la perarond și spunem ok, în care extremă ești mai degrabă, în ce perioada vieții tale ești și hai să vorbim despre asta și să vedem cum poți naviga mai elegant și mai sănătos pentru tine și să fii mai ok, indiferent în ce parte și perioadă ești. Mersi mult, ceau, ceau!